Doamne ajută și bine v-am găsit și bine ați venit totodată la colog, la cea de-a patra ediție a cologului destinat coordonatorilor de tinerete din Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale. Ne întâlnim deja iată de 2 ani, de 2 ori pe an, ne-am întâlnit în Franța, la Paris, ne-am întâlnit la Dublin, în Irlanda, la Torrent în Spania și, desigur, iată acum în Italia, la Imola, frumoasa localitate montană Tosignano. Colocviul de acum își propune rezolvarea, identificarea prima dată și apoi discutarea și rezolvarea anumitor probleme stringente cu care coordonatorii de tineret din Mitropolia noastră se întâlnesc și le descoperă în activitățile lor, fiecare în Episcopia de unde vin. Anul acesta am avut bucuria și binecuvântarea de a avea alături de noi pe preasfințitul Ignatie Mureșanu, episcopul vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, care a prezidat lucrurile acestea și care ne-a dat toată garanția și toate binecuvântările pentru a desfășura mai departe o activitate cât mai rodnică pentru a duce pe tineri la Hristos. Temele acestui colocviu de aici, de la Imola, sunt oarecum acordate cu nevoile stringente pe care nu le-am identificat pe parcursul acestui an. Și, pe de o parte, avem la un seminar propusă ca temă lucrare duhovnicească sau activism social, ceea ce privește această activitate, asociații sau frăței Nepsis, din care cu onoare facem parte cu toții. Și pe de altă parte, la un alt seminar, am discutat despre proiect, despre cum se realizează un proiect, despre cum identificăm necesitatea creării unui proiect și, desigur, despre cum îl aplicăm, adăugându-ne personalul necesar, resursele atât umane cât și financiare necesare pentru finalizarea oricărui proiect și, desigur, privind cu mare atenție și la feedback-ul oricărei activități de impact social în rândul tinerilor. Mă numesc Gârbandor Vasile, sunt preot aici la Imola, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, iar în ascultarea preasfințitului sunt consilier pentru tineret în Episcopia Italiei, ocupându-mă și de tineret și, desigur, și de Nepsis, alături de frumoasă echipă din Episcopia noastră, de care sunt bucuros, iamă, ca și partener și împreună lucrători în acest ogor binecuvântat pe care Dumnezeu ni l-a așezat spre muncă dovnicească. Mă numesc Siloa Șandor, sunt consilier al sectorului misionar pastoral din cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Mă ocup de tineri de 8 ani de zile, 4 ani m-am ocupat în România și de 3 ani de zile, 5 ani în România și de 3 ani de zile sunt în Spania. Tema pe care am tratat-o s-a numit Nepsis, lucrare duhovnicească sau activism social. Și am vrut să tratez această temă, deoarece dacă coordonatorii Nepsis, cei care ne-am întâlnit aici, nu avem mare grijă la formarea noastră duhovnicească și nu avem în vedere continuu misiunea Asociației Nepsis, care este lipirea tinerilor de Hristos și apropierea tinerilor de Hristos, putem foarte ușor să cădem într-un activism social, să cădem în activități care sunt comparabile cu ale altor asociații care n-au niciun caracter duhovnicesc. Misiunea Frăției Nepsis este apropierea tinerilor de Hristos, bineînțeles folosindu-ne de toate instrumentele care sunt specifice vârstei tinerilor. Mă refer la activități sportive, activități culturale, artistice, nepunându-le într-un registru inferior pe cele duhovnicești. Mă numesc Licia Maria Cărăbășel, sunt din Londra, din parohia Sfântul Gheorghe, din Marea Britanie. Sunt prezentă aici la al patrulea colocviu al organizatorilor Nepsis din Moreom și fac parte din Nepsis UK,
din 2014. Am aflat despre NEPSIS UK din 2010-2011 prin intermediul anunțurilor care se făceau în parohiile noastre și m-a motivat faptul că se organizau activități diverse, erau implicați tineri, mi-a plăcut lucrul acesta și am avut oportunitatea să cunosc persoane ca și mine. Sunt părintele Mihai Răzvan Novakovski de la Birmingham și fac parte din familia NEPSIS din 2010, de când a fost propus și apoi înaltul m-a numit coordonator NEPSIS pentru Marea Britanie și Irlanda. Misiunea frăției NEPSIS este să adune pe tineri în jurul lui Hristos și de asemenea să mărturisească despre Hristos în mijlocul tinerilor, în două direcții. În primul rând, din numele propriu-zis al frăției, NEPSIS înseamnă trezvie. Și mi-aduc aminte că la primul congres al nostru din 2010, nu greșesc, a fost congresul de constituire la congresul din 2011, l-am întrebat pe înalt preasfințitul Iosif, care a venit la mai toate congresele noastre anuale, ce linii directoare ne dă, ce trebuie să facem ca neptici. Și exact ăsta a fost răspunsul, să fim atenți. Să fim atenți la ce se întâmplă, să fim atenți la lucrurile care se întâmplă în jurul nostru și să reacționăm ca tineri. Sunt părintele Iulian Nistea, de la catedrala noastră de la Paris, Catedra Biserica Sfinții Arhangheli, care este catedrala noastră metropolitană din Paris. Ne-am adunat aici cei care suntem coordonatori ai activităților cu tinerii. Asociațiile noastre de lucru cu tinerii se numesc NEPSIS și deci suntem coordonatorii NEPSIS, suntem cei care ne-am adunat aici la Imola. De această dată suntem 20 și ceva care ne-am adunat din toate țările din Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale. NEPSIS în Franța are 18 ani. Experiența noastră nu este totul. Oamenii, comunitățile trăiesc diferit de la o țară la alta, de la o regiune la alta. Și atunci și activitățile cu tinerii sunt diferite și specifice locurilor acelora și întotdeauna avem și noi de învățat. În ediția aceasta a Coloviului am avut o premieră, așa cum vă spuneam, în primul rând prezența preasfințitului Ignatie Mureșanul, care a prezidat aceste lucrări, dar totodată și prezența unor invitați, unor prieteni dragi, care sunt împreună lucrători și ei cu noi la lustruirea sufletelor tinerilor celor frumoși. Tinerii reprezentanți ai Asociației ATORG, Asociația Tinerilor Ortodoxi Români din Germania, au venit din Germania, cât și din Austria, din Viena, ca să fie alături de noi, să facem front comun în lucrarea aceasta de a duce pe tineri mai aproape de Dumnezeu și să cunoască cât mai adevărat și mai profund pe Dumnezeu. Bună ziua! Mă numesc Popa Cristian Ioan, vin din Austria, Viena. La acest coloviu, ca în calitate de invitat, pentru mine a fost ceva foarte frumos, e necesitatea. Pentru mine însuși cuvântul NEPSIS are o importanță și o însemnătate foarte mare datorită faptului a ceea ce înseamnă, datorită faptului că vine din limba greacă și înseamnă fel de trezire pentru tineret, e ceea ce avem și noi nevoie, toți tinerii. Tinereție, zic, scoală-te. E un pasaj din Sfânta Scriptură care ni se adresează nouă tinerilor, care este luată în tumultul acestor societăți, cum e și aici, dar aici, în străinătate, apare și partea pozitivă. Tinerii români au căutările lor și în căutările lor își aduc aminte, parcă se retrezește în ei bucuria copilăriei, să zic așa, așa a fost și pentru mine. Aici am regăsit cumva, am retrăit bucuria copilăriei, mi-am amintit lucrurile frumoase, lucrurile care mă leagă de România, lucrurile care mă leagă de locul în care m-am născut și cumva m-am trezit, să zic așa. A fost un lucru pozitiv și lucrul acesta mă face ca să merg și mai departe și aici și să transmit și celorlalți tineri cumva să le arăt o scurtătură tuturor tinerilor și celor mici
Noi și în Viena și lângă Viena facem, organizăm întâlniri la nivel parohial mai mult sau ora de religie duminica în localitatea Viena-Neustadt, la 60 de kilometri de Viena. E un pic mai greu față de România, lucrurile se desfășoară altfel. Aici trebuie să fii motivat ca să faci ceva și motivația și răsplata, să zic așa, vine prin ceea ce faci. Ceea ce facem noi nu facem pe plan, să zic așa, pe un timp foarte scurt, ci ne dăștim că acești tineri peste 20 de ani, de exemplu în ora de religie, sunt tineri de 7 ani, 8 ani, și noi ne dăștim că acești tineri în 20 de ani să fie cumva noua generație care vine la biserică, care știe ce înseamnă biserica, o biserică care are tradiția vie, care nu este înglobată într-o tradiție națională sau locală, ci care au pur și simplu o tradiție sănătoasă. Sunt părintele Marian Preda. Sunt preot misionar la parohia Nașterea Maicii Domnului din Roma. Și sunt coordonatorul Frăției Nepsis pe întreaga zona Lazio, ocupându-mă de această misiune de 3 ani de zile, undeva în preajma lunii iunie 2013. Pe întreaga zona Lazio, de când am preluat funcția de coordonator, aș putea spune, nu este o funcție propriu-zisă, ci este o ascultare, s-au organizat pelerinaje, s-au organizat seri de rugăciune, întâlniri la diferite parohii, unde de obicei l-avem invitat pe preasfințitul părintele nostru Siluan, apoi întâlniri între noi, coordonatorii cu tinerii, concerte de colinde, apoi concerte la diferite activități pe care le organizează departamentul de misiune, ieșiri în parc și tot ceea ce alte activități prin care încercăm să-i apropiem pe tineri de biserică, să-i apropiem pe tineri între ei și aș putea spune că avem bucuria și am bucuria ca în 3 ani de zile să reușim să alcătuim, de fapt să se alcătuiască de la sine un nucleu care sunt în jur de 30-40 de tineri, depinde de context. Căutăm să îi apropiem pe tineri de Hristos, îi apropiem pe tineri de taina împărtășanii, să apropiem pe tineri de taina de mântuirea lor, până la urmă, pentru că ăsta este scopul și finalitatea vieții noastre. Lăsând scopul taberelor, lăsând scopul celorlalte întâlniri, rămâne până la urmă finalitatea vieții noastre. Ce sunt părintele Cristian Nistor din Dublin, din Irlanda. Fac parte din NEPSIS aproximativ din anul 2010, când s-a organizat pentru prima dată congresul NEPSIS în Irlanda. Și mult mai activ, mai recent în ultimii ani, aș putea zice, m-a implicat mai activ în NEPSIS și foarte, foarte recent am fost hirotonit din diacon preot, special pentru tineri, pentru tinerii din biserică, dintre care, bineînțeles, totul se concretizează în jurul asociației NEPSIS. Sunt de la 4-a întâlnire, în general toate urmează cam același schelet, practic se concentrează pe câteva ateliere pe durata a 2 zile în care se aduc, cred eu, și ne și formăm asupra pașilor sau etapelor pe care trebuie să le urmăm în desfășurarea unei activități cu tinerii, dar și mă bucură foarte mult faptul că se aduc și se întâlnesc activități, probleme, idei și din alte regiuni ale Europei sau din alte țări. Și atunci tinerii sau coordonatorii sau cei care se ocupă cu tineri pot să dezbată și pot să-și confrunte ideile și problemele într-un cadru comun și față în față, ce e foarte important.
încurajare să, cu siguranță, să se alăture tuturor activităților, oriunde ar fi ei, activităților NEPSIS. Mă încred foarte mult în această activitate pentru care m-am dedicat în ultimii ani, cum am putut, bineînțeles, și asupra cărora, bineînțeles, că rezultatele se văd foarte greu, fiind o muncă cu oamenii, fiind o muncă care, precum am definit-o și astăzi, împotriva sistemului sau împotriva lumii acestea, care de multe ori nu mai definește aceleași valori pe care le avem noi creștinii. Și atunci, de multe ori, ne simțim cumva împotriva valului, împotriva curentului. Și cred că dacă se simt singuri sau se simt... În primul rând, este un mesaj, NEPSIS-ul degajă un mesaj de prietenie. Și cred că asta e prima punte pe care trebuie să pășească ei NEPSIS. Să-și caute prieteni, să vină NEPSIS. Și apoi, cred că și noi, dar mai presus de toate, și Dumnezeu îi va îndruma și îi va lumina spre ceea ce caută ei cu adevărat. Sunt Luciana Oprea, de la Asociația Tinerilor Ortodoxi din Români din Germania, din München sunt eu, și am venit aici la colocviul NEPSIS pentru a învăța din experiențele lor. Am mai fost la un congres NEPSIS, pentru aici colocviul de formatori, acela era un congres pentru toți tinerii. Și era foarte bine organizat, de aceea am gândit că au mult mai multă experiență decât noi și avem ceva de mult. Mă numesc Andreea Ionescu, sunt din Franța, din Paris. Am intrat în NEPSIS în anul 2000. L-am părăsit la un moment dat, am făcut o pauză și m-am reîntors acum 2 ani. Organizăm tot felul de activități. Încercăm să oferim o gamă cât mai variată, astfel încât tinerii să se poată regăsi într-o preocupare sau alta. Am organizat ateliere de lucru manual, de exemplu, de 2 ori pe lună. Iarna mergem împreună la patinoar. Începând din luna august, am organizat un grup pe care l-am numit Turul Franței, și ieșim în fiecare duminică cu bicicletele în regiunea pariziană, în pădurile din regiunea pariziană și ne petrecem duminicile împreună. Am avut și atelier de fotografie, atelier de șah, conferințe, vecernii, seri duhovnicești, întâlniri și liturghii NEPSIS în câte o parohie din regiunea pariziană și încetul cu încetul ne deplasăm în Franța, asta o dată pe lună. Și avem și alte activități mai mari, mai importante. Bineînțeles, Congresul NEPSIS Franța o dată pe an și 2 festivaluri de muzică, unul vara, NEPSIS Summer Festival, care a cuprins anul acesta 2 secțiuni, una de folk și una de folclor. Și în iarna aceasta pregătim NEPSIS Winter Festival, pe care îl dorim a fi un festival de corale ortodoxe, la care se vor cânta colinde. Aceste 2 festivaluri dorim să fie organizate pentru tinerii din întreaga metropolie, deci pentru NEPSIS Moreom, și invităm cu această ocazie coralele din parohiile din metropolia noastră să vină să participe la acest festival de colinde. Îndemn de sfârșit, vă așteptăm cu toată dragostea, dragi tineri, să nu uitați cine sunteți, să nu uitați cui aparțineți, să nu uitați cui slujiți și să nu uitați cât de minunată și frumoasă este dragostea lui Dumnezeu care coboară peste noi în această frumoasă și binecuvântată familie care se numește NEPSIS. Vă îmbrățișăm, vă binecuvântăm și vă așteptăm pe cât mai mulți să vă adunați și să luați parte la această minunată familie. Doamne ajută!